cifrele pe masă și, după multe discuții, autoritățile au decis astăzi amânarea măsurilor de relaxare din cauza numărului mare de infectări de la noi din țară. Și tot astăzi a fost lansat în prezența președintelui României, Klaus Iohannis, Planul Național de Investiții și Relansare Economică. Un program anunțat de executiv din luna mai și care va fi baza următoarelor politici economice și administrative. Invitatul din această seară de la Tema Zilei este premierul României, Ludovic Orban. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumesc. Mai ales pentru că veniți de la acest eveniment. Este așadar un plan ambițios și mult așteptat, domnule premier, un plan care privește investiții în toate domeniile atât de afectate și de criză economică. De asemenea, vorbim despre o serie de măsuri pentru aceste domenii. Să le luăm pe rând și aș vrea să vă propun să începem discuția cu investițiile publice. Deci, cred că ne-ar trebui câteva ore ca să vorbim de investiții publice. Alocăm resurse financiare extrem de importante pentru investiții. În primul rând, în infrastructura de transport. Obiectivul nostru în următorii 10 ani este construcția 3.000 de kilometri de autostradă și de drumuri expres, care să asigure conectarea tuturor regiunilor României la infrastructura de transport europeană. De asemenea, să asigure legături pe profil de autostradă între toate regiunile țării. Evident, avem tronsonul Sibiu-Pitești, pentru care deja avem un tronson care este în construcție. S-a semnat contractul pe al doilea tronson, tronsonul 5 Pitești-Curtea de Argeș. Urmează să se stabilească câștigătorul pentru tronsonul 4. Legătura între Moldova și rețeaua de transport europeană se va realiza pe autostrada Unirii, autostrada Târgu Mureș-Iași-Ungheni, de asemenea pe autostrada Bacău-Brașov, și legătura cu coridorul 4 pan-european se va realiza prin drumul expres care va lega București, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, se va duce până la ieșirea din țară pe la Siret, care asigură, practic, conectarea Moldovei, coridorul 4 pan-european și mai ales asigură creșterea accesului și accesibilității pentru portul Constanța la transportul de mărfuri și de persoane din nord-vestul Europei. Ne-a oferit și un orizont de timp în ceea ce privește toate aceste investiții în infrastructură și există un plan în care avem stabilit când semnăm contractul pe studiu de fezabilitate, când se aprobă indicatorii tehnico-economici, termenul de proiectare și termenul de construcție pentru fiecare tronson de autostradă sau de drum expres care este prevăzut în planul nostru de dezvoltare a infrastructurii de transport. Același lucru e valabil pentru transportul feroviar. Și aici vreau să fac o scurtă paranteză. Din păcate, în ultimii 30 de ani, infrastructura feroviară și transportul feroviar au fost tratate ca o cenușăreasă a transportului, în condițiile în care, la nivel european, transportul feroviar și transportul naval reprezintă o prioritate în dezvoltare, pentru că este un transport ecologic, un transport care asigură confort și siguranță pentru cetățeni și o deplasare relativ rapidă. Din cauza asta vom aloca resurse importante în dezvoltarea infrastructurii feroviare. Evident, legătura între Constanța și Curtici, mai avem de semnat două contracte, între Cața și Apața, și de asemenea rezolvată problema legăturii între Predeal și Brașov. În rest, pe toate tronsoanele sunt contracte semnate și sunt în diferite faze, fie de proiectare, fie de execuție. Modernizarea și electrificarea legăturii Cluj-Oradea, de exemplu, pentru a putea asigura accesul la rețeaua feroviară pe la Episcopia Bihor. Este un proiect care de mult, de 30 de ani, se vorbește despre el și nimeni până acum nu l-a abordat frontal. Noi deja am semnat contractul și se fac studiile tehnice și urmează să intre în fază de execuție. De asemenea, vrem modernizarea rețelei feroviare, în primă fază pe axele principale de transport, Moldova, rețeaua feroviară din Moldova, de asemenea rețeaua feroviară din sudul României, care trece pe la Craiova,
Turnul Severin, care este o axă de transport. Aici intenția noastră este să achiziționăm trenuri tehnologice care asigură modernizarea într-un ritm destul de rapid, astfel încât să putem să modernizăm această infrastructură. De asemenea, avem ca obiectiv, mai sunt tronsoane de cale ferată care trebuie electrificate și, nu în ultimul rând, vom asigura toate investițiile în ceea ce privește materialul rulant. Adică locomotive, vagoane moderne, toate tipurile de transport. Sigur că aici urmăm și un obiectiv intrinsec, și anume să achiziționăm toate aceste utilaje, dar realizarea lor se facă într-o proporție cât mai mare în capacități de producție din România. Asigurând în felul ăsta și o dezvoltare. Sigur, de bineînțeles. Sigur, toate bineînțeles. Resursele necesare în cu sensul siguranță, acesta. Cu siguranță avem producători români care au capacitatea să facă diferite subansambluri, componente și chiar care au capacitatea să livreze vagoane, locomotive. Avem un producător român, de exemplu, în Craiova, nu-i dau numele ca să nu-i fac reclamă, până acum calea ferată românească, companiile nu au achiziționat nicio locomotivă de la ei. Ei au contracte, în schimb, în Ungaria, au contracte în Suedia și livrează aceste locomotive care le produc în Craiova într-o firmă Greenfield, care a plecat de la firul ierbii și care face astfel de locomotive. Continuând o tradiție, pentru că în România a existat o tradiție, din păcate electroputerea a fost pusă pe butuci absolut iremediabil de cei care au guvernat România în ultima perioadă. De asemenea, și pentru vagoane avem firme foarte capabile care oricând se pot implica nu numai în modernizarea vagoanelor existente, ci și în construcția de astfel de vagoane. Pentru sectorul energetic, care este iarăși extrem de important, odată cu adoptarea Green Deal de către Comisia Europeană, va trebui să ne adaptăm și să direcționăm investițiile spre acele tipuri de energie care nu generează gaze cu efect de seră, bioxid de carbon. În timp trebuie să dezvoltăm energia nucleară, reactorul 3 și 4, să asigurăm modernizarea reactorului 1 pentru a prelungi cu încă 30 de ani durata de viață la centrala Cernavodă. De asemenea, să construim capacități de producere a energiei electrice, fie pe gaz, fie energie verde, care se realizează utilizând energia vântului, energia solară, energia valurilor, pentru că este clar că obiectivul Uniunii Europene este extrem de ambițios și nu chiar ne, cum să spun, ne ajută într-un fel să ne mobilizăm astfel încât să susținem toate investițiile în capacitățile de producție, dar pe de altă parte să investim și în infrastructura energetică. De exemplu, transgazul, finalizarea BRUA, finalizarea legăturii între BRUA și Marea Neagră prin conducta Podișor-Tuzla, extinderea magistralelor, astfel încât să existe o accesibilitate cât mai mare a tuturor comunităților locale la magistralele de gaz, pentru că noi avem un program foarte amplu de aducerea gazului românesc în casele românilor prin înființarea de distribuții. Chiar acum două săptămâni am anunțat programul de cel puțin un miliard de euro care va fi destinat pentru înființarea de distribuții, astfel încât cât mai multe localități din România să fie conectate la rețeaua de gaz. Și mai gospodării, de fapt este vorba de gospodării ale familiilor din România să fie conectate la rețeaua de gaz. Pentru infrastructura electrică este foarte important să închidem inelele. Transelectrica derulează investiții importante, astfel încât să nu mai există absolut niciun fel de problemă în transportul energiei electrice în România. În sănătate, domnule premier, până în 2027... În 7 luni de zile am semnat 3 contracte de finanțare cu fonduri europene pentru cele 3 spitale regionale. Spitalul regional de la Iași, primul, Spitalul Regional de la Cluj-Napoca și ultimul semnat este contractul de finanțare pentru Spitalul Regional de la Craiova. Pe care lângă, au ce termen de finalizare? Pe lângă aceste... licităm proiectarea, după proiectare, termenul de execuție va fi 4-5 ani de zile, sigur și în funcție de termenul pe care se angajează
în care se angajează constructorul să finalizeze obiectivul de investiții. Dar în 2027, spre exemplu, vor exista aceste spitale? Putem vorbi despre de spitale regionale? De asemenea, toate proiectele de spitale, de construcție de noi spitale. De exemplu, există la Brașov un proiect de construcția unui spital municipal,